zilele acestea la conferința de educație penitenciară la 5 etate a Iașului, un oraș cu o importanță deosebită nu doar pentru educația penitenciară, ci și pentru anul acesta în care sărbătorim noi ca și popor român unitatea de neam care se bazează întotdeauna pe educație și pe cultură. Cultura reprezentată de poporul român și de atunci, dar și pentru cel de astăzi, modul de unire în tot ceea ce înseamnă cuce și simțire românească. Participând din partea cealaltă a țării, din partea vestică, am unit practic răsăritul cu apusul prin o unire care s-a înfăptuit și acum 100 de ani, o unire centenară care păstrează până astăzi valorile cetății Iașului și valorile cetății românești de la Arad. Reprezentanți de seamă participă astăzi pentru a pune în inima și sufletele noastre cele mai importante lucruri de înfăptuire a unității. O libertate de cultură, o libertate în care nu s-a manifestat decât cultura și adevărul românesc. Adevărul românesc reprezentat prin oameni de cultură și de cinste acum 100 de ani și de aici capitala țării românești, în care monarhia a fost cea care a unit Basarabia cu Moldova încă din începutul anului 1918, în luna martie, apoi cealaltă parte la mijlocul verii lunii iunie-iulie și mai târziu în cetatea Alba Iuliei, acolo unde Aradul a jucat un rol important prin reprezentanți de seamă, prin episcopul Ștefan Ciciopop, prin reprezentanții de seamă a culturii arădene, doctorul Ioan Suciu și Vasile Goldiș, cel care provenea dintr-o familie preoțească din Arad, un reprezentant al eparhiei arădene, fiind secretar eparhial la Episcopia Aradului, cel care a fost deputat în acea perioadă la unitatea românească ce s-a înfăptuit la Alba Iulia. De atunci păstrăm și omagiem oamenii de cinste, oamenii de cultură și încercăm și noi, cei de astăzi, să ducem mai departe această unitate de credință și de neam. Dar credem că astăzi educația prin cultură poate să schimbe ceea ce este spiritual în om, pentru că spiritualitatea și modelele culturii, modelele educației poate să schimbe ceea ce este lăuntric și ceea ce este valoros în sufletul omului.